Bună dimineața! Dacă duminica trecută am aflat de un tratament profesional pentru păr, astăzi mergem la salon să vedem un tratament facial profesional pe care îl poți să-l faci și la salon și acasă. Bună, Roxana! Uite, eu pentru că sunt într-o perioadă în care filmez și sunt mult mai aglomerată, nu mai am timp să ajung la salon pe cât aveam înainte și așa că aș vrea să-mi achiziționez niște produse cu care să pot să-mi fac un tratament profesional și acasă. Adică să vin și la salon când am timp și pot să vin la voi să mă faceți voi masaj, să mă răsfățați, dar să mă pot răsfăța și eu, nu știu, într-o duminică după amiază, acasă, liniștită. Și m-am gândit să vin la tine să-mi recomand ce ar trebui să-mi cumpăr ca să am un set complet de îngrijire acasă. Este foarte importantă, într-adevăr, rutina pe care o am acasă. Cea mai importantă este, într-adevăr, demachierea, tonifierea și poate aplicarea acelei creme zilnice, atât dimineața cât și seara. Însă, pe lângă această simplă rutină, este foarte important să știm și de tratamentul profesional pe care îl facem în salon, care se poate face lunar, la 2 săptămâni, la 3 săptămâni, în funcție de problema pe care o avem. Automat, aș completa și aș spune că pentru rezultate mult mai bune, mult mai evidente, mult mai rapide acasă, putem să nu folosim doar banala sau să nu facem doar banala de machiere, tonifiere și aplicarea cremei, ci să introducem în rutina noastră, poate o dată pe săptămână sau la 2 săptămâni, și un exfoliant care să ne ajute să curățăm foarte bine fața, un concentrat activ sau acel ser, cum îl denumim noi, care este poate cel mai puternic pentru că se spune că esențele tari se țin în sticluțe mici și atunci serul este foarte important pentru că el are capacitatea de a penetra foarte bine straturile pielii și ne ajută să reparăm totul din interior spre exterior și serul este foarte bine să fie aplicat imediat post-exfoliere, după care este foarte important aplicarea unei măști, da? Pentru că masca hidratează, masca închide porii, masca în funcție de tipul de ten ne ajută foarte mult să rezolvăm anumite probleme și atunci astăzi probabil vom aplica două tipuri de măști, pentru că tot timpul zona T este un pic diferită, se încarcă mai repede, este mai uleioasă. O să aplicăm o mască detoxifiantă, iar în restul feței poate o mască de lifting sau hidratare, depinde de ce o să avem nevoie. După care la final se aplică crema de final și automat și crema de ochi. Ăștia ar fi pașii unui tratament complex și foarte complex pe care putem să-i facem acasă, mai ales în perioada asta, într-adevăr, care este un pic mai ciudată, nu avem timp să venim foarte mult la salon, poate ne e frică să venim foarte des la salon și atunci putem să facem lucrul ăsta acasă. Bun, hai să te întreb așa tehnic, deci de machiere și tonic și asta știe toată lumea, deja cred că se știe că exact. Trebuie să facem fiecare și dimineața și seara acești trei pași, exact. Dar vroiam să te mai întreb așa, deci ne exfoliem o dată la o săptămână? O dată pe săptămână. Și masca putem să o folosim de două ori? O dată pe săptămână. Acum de două ori pe săptămână, dacă te nu iarnă, mă gândesc. Exact. Dacă te nu este foarte deshidratat și avem nevoie de o hidratare foarte intensă, da, putem să folosim de două ori pe săptămână. Este safe, este ok. Trec cu prima etapă de machierea ochilor și pentru asta voi folosi produsul Biodus. Se aplică pe dischete. Se emulsionează foarte bine pe zona perioculară, după care se îndepărtează machiajul. Urmează demachierea feței, o să folosesc o spumă demachiată, Rugiada Divina, pe bază de polifenol din struguri. Se agită foarte bine produsul înainte. Se aplică spuma pe față, se masează, și se îndepărtează cu apă din abundență. După ce am demachiat fața, pasul următor este tonifierea. Pentru asta voi folosi Piogea Divinia, este un tonic special pentru tenul matur și deshidratat, pe bază de polifenol din struguri și acid hialuronic. Se aplică prin șpeiere pe toată fața. Și se lasă să acționeze. Nu se îndepărtează cu dischete. Următorul pas este exfolierea. Voi folosi un exfoliant mecanic, Soft Refiner, pe bază de particule de caisă. Este ideal pentru toate tipurile de ten. Se aplică pe toată fața și se masează cu mișcări circulare.
se masează circa 3 minute, după care poate fi lăsat să acționeze până la 5-7 minute. După ce l-am lăsat să acționeze circa 5 minute, îl îndepărtăm cu apă din abundență sau cu bureței, dischete, ce avem la îndemână. După exfoliere aplicăm din nou tonicul, deoarece acesta are acid hialuronic în compoziție, pielea noastră acum este perfect curată și exfoliată și atunci o să refacă foarte bine pH-ul pielei și o să hidrateze în profunzime. Următorul pas al tratamentului este aplicarea concentratului activ. Este foarte important înainte de asta să aplicăm tonicul, deoarece el ne ajută să penetrăm mult mai adânc, mai în profunzime, toate ingredientele din concentrat. Aici avem ca și ingrediente acidul ferulic, vitamina C și DMAE-ul, care o să îmi creeze un efect similar botoxului. Aplicăm concentratul activ. Se recomandă utilizarea acestor concentrate foarte intensive o dată pe săptămână acasă, în momentul în care realizăm practic toți pașii tratamentului și în celelalte seri, înainte de aplicarea cremei, mai ales seara, se recomandă aplicarea acestor capsule care au și ele un efect de lifting și hidratare foarte intensă. Masca a fost lăsată să acționeze circa 10-15 minute, după care se îndepărtează cu apă din abundență. Aplicăm iarăși tonicul. O să aplic pentru zona ochilor iLift Tox. Este un produs pentru lifting și oxigenare. Poate fi aplicat atât dimineața cât și seara. Ultimul pas al tratamentului este aplicarea cremei. Am să aplic Lift Intensive Cream. O cremă cu efect de lifting și un efect similar botoxului. Am terminat realizarea tratamentului. Se recomandă acest tratament să se efectueze o dată pe săptămână acasă, ca și tratament intensiv de lifting și hidratare, iar în restul zilelor recomandăm atât dimineața cât și seara demachierea cu spuma Rugiada Divinia, tonifierea cu tonicul Biogea Divinia, aplicarea produsului pentru ochi iLift Tox, aplicarea serumului și după aceea aplicarea cremei cu efect de lifting instant.